Hai să pariem pe bine. Să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să învingem în fiecare zi. Hai să fim super atenți. Hai să respectăm regulile. Hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet. Împreună suntem super! Bună seara, dragi rapidiști, și bine v-am regăsit de data aceasta nu la o nouă zi de meci, ci la o nouă emisiune, Sport în alb vișiniu. Pentru cine nu mă cunoaște deja, eu sunt Adelina Constantin și ne vom vedea în fiecare luni seara de la 19:23. Emisiunea este dedicată în întregime sporturilor din cadrul Clubului Sportiv Rapid București, iar astăzi, la debut, ne-am gândit să începem cu unele dintre cele mai importante, handbalul. O am invitată pe una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei de handbal Rapid București, Laura Popa, handbalistă ce reprezintă Rapidul și Naționala României. Bună, Laura! Bună! Ce faci? Cum te simți în această zi, 1 martie, și vremea nu prea ține cu noi? Nu prea ține cu noi, așa este. Este cam urât afară, dar ne bucurăm că a venit primăvara. Ne bucurăm că a venit primăvara. Ce gânduri ai tu în această primăvară? Să mă calific la Olimpiadă. Să te califici la Olimpiadă. Înseamnă că asta e cel mai important pentru tine, cel mai important obiectiv. După echipa de club, asta e cel mai important obiectiv pentru mine. Îți place la noi în studio? Da, e drăguț. E numai totul vișiniu și alb. Mi-ai spus înainte că nu ai mai fost la o emisiune, ai fost la un moment dat la un post de televiziune acum câțiva ani. Da, am fost când am debutat prima dată la Națională. Atunci am fost chemată la Digi Sports pentru un mic interviu. Data nașterii, 29 iunie 1994, ai 26 de ani. Cum îți spuneam și înainte, avem aceeași vârstă și eu sunt născută tot în 1994. Locul nașterii, Slatina, România. Da. Echipa actuală, bineînțeles, CSR Rapid București. Ai numărul 29. Bănuiesc că numărul vine de la data nașterii. Da, de la data nașterii. Ai mai avut și alte numere de-a lungul timpului? Când eram la junior am avut numărul 10. De ce ai avut? Și nu știam ce significă pentru mine, pur și simplu mi-a plăcut. Iar când am intrat la o echipă de club, la Națională și la Ligă, m-am gândit ce număr pot să pun, cam toate erau luate când m-am dus la un Jolidon Cluj și am zis, bine, 29 rămâne, poate e norocos pentru mine. Și a fost norocos? A fost norocos, mare parte a fost norocos. Tu ai început să joci handbal în orașul natal, la echipa liceului cu program sportiv Slatina, să-mi spui dacă ceva. Vreau să iau cumva în ordine cronologică, să ajungem cumva în actualitate cu echipa națională și cu clubul de la care provii, CS Rapid București. De unde pasiunea pentru handbal? De ce ai ales handbalul și nu alt sport? E o poveste lungă. Am făcut atletism înainte să fac handbal și am avut o problemă de sănătate prin clasa 5-a. Iar asta m-a împins către handbal. Eram de ales între atletism și handbal. Cei de la atletism mi-au spuseseră că pot ajunge foarte departe, însă probleme medicale nu prea îmi dădeau voie să fac efortul pe care îl depuneam în acest sport, în atletism. Și am ales să mă duc la handbal. Problema este că când am ales handbalul, m-am dus vreo două săptămâni pe ascuns, pentru că mama nu mai voia să mă lase să fac niciun sport. Din cauza fricii că ai putea păți... Dacă aș putea păți ceva. Da. Și, până la urmă, domn profesor mi-a zis, păi trebuie să vorbesc cu mama ta. Și am zis, ok. M-am dus, i-am spus mamei mele și a fost de acord până la urmă. Deci, domn profesor, domn Dăbuleanu a convins-o că pot să am un viitor strălucit în handbal. Și a avut dreptate. Până la urmă. Mulțumesc din tot sufletul că a insistat să mă țin de treabă, pentru că mai aveam scăpări. Mai voiam să mă las, fiind copil, tot programul era strict și trebuia să mai... Ieși în oraș, poate mai ieșeam cu niște colegi în spatele blocului să ne jucăm, eram copil. Cât timp ai făcut tu atletism? 2 ani de zile. Deci nu a fost mult, dar în clasele 1-4 am fost la clasă sportivă. Deci de la început eram zvăpăiată, îmi plăcea să alerg, să dansez. Am fost la gimnastică, dar nu m-a ajutat cu nimic pentru că nu sunt
sunt foarte mobilă, între ghilimele. Dar probabil din cauza problemelor de sănătate pe care am avut în clasa 5-a, m-a ajutat să mă îndrept către handbal. Și ai ajuns la liceu, acolo ai început să faci tu handbal, așa cum am menționat. Cum vă antrenați voi atunci, fiind în echipa liceului, bănuiesc, nu? Da, deci 5-8, clasele 5-8 le-am făcut la Slatina. În liceu l-am făcut la Vâlcea, la Centrul Național de Excelență. Okay. Acolo am ajuns tot la fel, fără să îmi dau seama unde ajung. Am plecat în clasa 9 de acasă, împreună cu prietena mea cea mai bună, să facem handbal. Pentru că antrenorul nostru, Victor Dăbuleanu, își găsise un contract la Constanța, la echipa de Liga Națională. Iar în momentul acela, noi nu am vrut să ne antrenăm cu antrenorul care trebuia să preia echipa și am hotărât să plecăm. Și ne-am dus la Vâlcea. Ai fost selectată la Centrul Național Olimpic de Excelență? Da, am fost selectată, doar că când m-am dus la Vâlcea, m-am dus la echipă de club de junioare. Uh-huh. Iar cei de acolo i-au chemat pe oamenii care erau la Centrul Național de Excelență, directorul și antrenorul de acolo. Și dânsii m-au văzut și mi-au propus să merg la centru. Cât timp ai stat acolo? 3 ani de zile? 4 ani de zile. Ce a însemnat pentru tine această oportunitate? Să fii acolo? Ce ai învățat de acolo? Disciplină, în primul rând. Deci a fost un program foarte strict. Aveam dimineața antrenament la ora 7. Mergeam la masă, apoi aveam școală, masă de prânz, antrenament, masă de seară și apoi în cameră. Deci aveam, decât să zic, 3-4 ore duminica liber. În rest, tot timpul eram la program. Deci nu aveai timp de absolut nimic. Cât de important este să faci ca și copil să faci un sport? Ca și copil e foarte important, pentru că, sincer, uite, pe mine una m-a dezvoltat foarte mult sportul. Când eram mică, eram foarte, foarte slabă și cu problemele sănătate pe care am avut-o în clasa 5-a m-a slăbit și mai tare. Iar asta m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, fizic. Cât de mult a contat pregătirea de acolo pentru tine în viitor? Practic de acolo am pornit cu totul, de acolo am luat de la zero. Aveam cunoștințe de handbal normal când m-am dus la centru, pentru că începusem din clasa 5-6 mai serios cu handbalul. Doar că acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă. Eu, bună să plec acolo, eu nu știam ce înseamnă să fii stângaci în handbal, pentru că dacă e să o luăm așa, poate ăsta e un atu pentru mine, poate nu. Doar că acolo am aflat că a fi stângaci în handbal este un lucru destul de important. Te uitai cumva la meciurile de handbal? Știai ceva despre sport atunci când, despre sportul acesta atunci când ai, când m-a când ai început? Da. Nu știam nimic. Habar n-aveam, doar că mergeam la meciurile de divizie și că urmă a fost un an în Liga Națională Slatina în perioada aceea și mai mergeam pe la sală, fiind în același liceu, mai mă duceam pe la meciuri, dar nu știam ce înseamnă cu adevărat. Tu joci acum interdreapta? Ai jucat de la bun început? Da, de la bun început, pentru că fiind de mână stângă, cam acolo m-a îndrumat să joc. Începând din 2010, ai debutat și la selecționata de junioare, apoi la cea de tineret a României. Ce a însemnat pentru tine la acel moment faptul că ai făcut parte din lotul echipei naționale? La națională, prima dată am debutat, într-adevăr, la junior și la cadete în clasa 9. Deci nici pe ea nu plecasem de acasă și eram deja la lotul național. Din nou, n-am știut cât de avansată este treaba, dar am profitat de orice ocazie ca să cresc și să demonstrez că pot. Pentru că de asta am plecat de la o vârstă fragedă de acasă, să-mi demonstrez mie și familiei că am ceva de arătat. Cât de mult ai muncit pentru a ajunge la naționala României și cât de mult ți-ai dorit? Te-ai văzut vreodată? Nu știu, atunci când te gândeai tu, wow, oare o să ajung vreodată să joc la echipa națională a României? Cred că prima dată când m-am văzut la echipa națională a României a fost când am plecat la Cluj. Pentru că atunci mi-am dat seama că pot ajunge departe și antrenorul de acolo, care a fost în momentul acela, m-a ajutat să cresc, mi-a dat încredere să joc, pentru că majoritatea jucătorilor care am plecat, am făcut trecerea aceasta de la tineret la senioare, sunt multe jucătoare care nu au jucat. Au fost doar duse la echipa de senioare și au stat pe bancă. În schimb, eu am prins minute bune de joc și am avut momentul acela când m-am dus, Ujolidon era în cupele HF și am prins minute bune și acolo de să joc.
În 2012 ai fost componenta echipei de junioare a României, care s-a clasat pe locul al patrulea la campionatul mondial din Muntenegru. Ce a însemnat pentru tine această experiență? Ai luat-o ca pe un eșec sau faptul că nu ai reușit să iei o medalie? Ai luat-o ca pe un eșec faptul, mă rog, că nu ai reușit să iei o medalie sau ca pe o victorie? Am luat-o și ca pe un eșec și ca pe o victorie, pentru că fusese primul campionat și unde ajunsesem pe locul 4. În trecut eram pe locul 6, 7, iar asta ne-a demonstrat că de la an la an noi am crescut. Indiferent că n-am luat medalie, pentru noi a fost important că am crescut. În 2015 ai fost pentru prima dată convocată la Naționala de Senioare a României pentru trofeul Carpați. Cât de important a fost acest moment în viața ta? Vai de capul meu! Cred că a fost un moment super pentru mine, pentru că chiar nu m-am așteptat. Doar ce, cum am zis, doar ce trecusem de la tineret și să fiu la Naționala de Senioare, am fost primită foarte bine de jucătoare și m-au ajutat și mi-au dat încredere, spunându-mi că este nevoie de jucătoare tinere care să arate că au ce căuta în lotul acela. Iar în momentul acela, cred că era Thomas Ridea antrenor și m-a băgat în teren un meci cu Brazilia. Iar în prima repriză am fost cam timorată. Normal, aveam foarte mari emoții, sala era plină, erau cam vreo 7.000-8.000 de oameni în polivalent în Cluj. Și am fost, nu prea aveam încrederea aia pe care ar fi trebuit să o am. Iar în a doua repriză, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar am avut un gol de nu am știut de unde l-am scos. Și toată sala a explodat. Apoi am mai dat încă unul și cam m-am încheiat cu bine trofeul Carpați. Au fost emoții constructive. Da, au fost. Probabil. Și mi-au dat foarte mare încredere pentru viitor. Ce simți când auzi imnul României și când îmbraci tricoul echipei naționale? Piele de găină. Pentru mine să aud imnul național al României și să îmbrac în același timp și tricoul, asta nu îți dă decât încredere și ți arată că poți să duci țara într-un punct în care mulți nu au făcut-o. Pentru că e important și îmi iubesc țara foarte tare și, cum am spus, am jucat în Ungaria și mi-a lipsit foarte, foarte mult tot ce se întâmplă în România. Au existat momente când ai crezut că nu merit să fii acolo, în echipa națională? Da, am existat, nu știu de ce, mai am avut momente în care nu aveam încredere și am avut noroc de familie și de prieteni care mereu mi-am zis nu te mai stresata cu alte probleme, pentru că mai fac eu capul mare când greșesc și mă gândesc foarte mult dacă mai ratez și așa mai departe, rămân câteodată angrenată acolo în tratarea aceea. Deși nu ar trebui. Deși nu ar trebui, da. Și eu știu asta că nu trebuie să o fac, doar că sunt momente în care... Sunt momente pe care trecem exact. Cu toți în diferite situații și nu avem ce să facem, doar să fim pozitivi. Da. Pentru tine după aceea, deci tu ai fost la Ujoli Don Cluj, după aceea a urmat în 2014-2016 U Alexandrion Cluj, 2016-2017 U Cluj, 2017 la CS Dinamo București, 2017-2018 Corona Brașov, 2018-2019 te-ai reîntors la U Cluj. Da. Iar în 2019, așa cum ai amintit mai devreme, ai jucat un sezon în Ungaria. Da, la Moșu Maghiorovar. De ce ai ales să pleci din România și de ce ai ales în special această echipă? Sau cum a decurs toată situația asta? Eram într-un punct al vieții mele în care simțeam că nu mai evoluez și am avut nevoie de o schimbare. Nu știu cât de bună a fost schimbarea pe care am ales-o, dar m-a ajutat. M-a ajutat să mă dezvolt în primul rând ca om, pentru că mi-a arătat cât de greu poate să fie pentru alți oameni să trăiască în străinătate, indiferent că lucrează pe alte locuri sau așa. Eu fac handbal și e foarte greu ca sportiv să te duci într-un mediu în care toți vorbesc altă limbă. Altă limbă. Cum te înțelegeai cu cei de acolo? Greu. Greu, la început am vorbit engleză cu antrenorul, jucătoarele, doar 2-3 jucătoare știau limba engleză, în rest nimeni. Iar după 2 luni de zile mi-a venit antrenorul și directorul și mi-a spus că de asta nu mai vorbim engleză la antrenament, nu mă ungurește. Și atunci am zis, ok,
Să vedem ce, să vedem ce mă așteaptă. Am învățat cuvintele de bază, pentru că nu aveam destul timp și, cum poate știi tu sigur, limba maghiară e foarte grea. Este foarte grea, într-adevăr. Da, e foarte grea. Am învățat cuvintele de bază, încercam să înțeleg ce spunea antrenorul, doar că el vorbea foarte repede și eu abia legam cuvintele pe care le știam eu. Dar, cum am spus, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt ca om, să fiu mai puternică, să privesc lucrurile din viața mea cu mai mare importanță. Pentru că atunci când m-am întors în țară, când am venit la Rapid, am privit altfel tot ce se întâmplă, am privit altfel cum e atmosfera în vestiar, am privit altfel cum se vorbește la antrenament, altfel cum îți spune antrenorul în limba ta, fă treaba aia. Da. E total, total diferit. Și am început să apreciez totul cu mult mai mult decât apreciam înainte. Cum te-au primit fetele de acolo? Hmm. Ai reușit să legi prietenii sau? Da, am reușit să leg vreo 2-3 prietenii și încă țin legătura cu ele. Una dintre ele chiar s-a venit în România să joace la Baia Mare. Și am ținut legătura. Ți-ai mai dorit să joci în străinătate? Da, mi-aș dori să joc în străinătate, dar la un nivel mult mai ridicat. Mai ridicat. La sfârșitul lunii noiembrie te-ai despărțit de echipa din Ungaria și ai semnat cu CS Rapid București luna decembrie 2019. Da. De ce ai ales să joci la Rapid? Când am plecat din Ungaria, am vrut să mă duc la o echipă unde să nu mai am probleme de retrogradare, pentru că și la Cluj am probleme astea, nu mai voiam să am stresul acesta. Și mi-a fost foarte greu să mă decid, pentru că știam că Rapid în momentul acela era la bătaie. Da. Ori să rămână în ligă, ori să retrogradeze. Și Carmena Marie mi-a zis, ori alegi să lupți pentru echipa asta, ori te duci undeva să fii comodă. Și cam, să zic, într-o zi, nici o zi, mi s-a făcut un click și am zis, ok, aleg să lupt. Unde ți-ai propus tu să ajungi cu Rapid? Când am venit la echipă, nu am știut că au planuri atât de mari, mi s-a explicat, dar cu trecerea timpului am văzut că totul devine din ce în ce mai serios. Și trebuie să continui. Avem un invitat. Dar pentru voi ceva special. Mulțumim frumos. Frumoasă vă dorim. Mulțumim. Și baftă multă vouă. Doamne, ajută la fel și vouă. Mulțumim. Pentru cine nu a reușit să vadă, este antrenorul secund al Rapidului, Ștefan Grigorie. Mulțumim frumos, Ștefan, pentru gest. Drag și emisiune plăcută în continuare. Mulțumim. Da, cred că nu mai știu. Da, nu mai știu la ce vreau. Da. Cum este pentru tine să joci pentru o echipă cu atâta istorie în spate? Este o greutate pe umeri, pentru că vrei să duci Rapidul acolo unde este locul, pentru că, cum ai spus și tu, are o istorie în spate și trebuie să demonstrăm că se poate renoi această istorie și noi sperăm să facem asta pe viitor, viitorul apropiat. Cum ți se par suporterii Rapidului și cât de importanți sunt aceștia pentru, Doamne, voi? Doamne, n-ai idee. Sunt atât de importanți pentru că nu știu cum să-mi exprim în cuvinte. Prima dată când am jucat cu ei în sală, nu am știut ce m-a lovit. Da, când a fost prima dată? Înaintea pandemiei oricum? Da, înaintea pandemiei. Primul meci în care a fost o mare, mare nebunie a fost la meciul cu Zalău. Okay. În care să spun că a fost cam al 8-lea jucător pe teren. Atâta încredere ne-au dat și atât ne-au susținut, indiferent că noi conduceam, că celelalte conduceau, ne-au sprijinit în orice moment. Cum este acum să joci fără ei? Cu sala goală, practic. E foarte urât. Pentru că te duci în sală și nu ai tribuna goală. Și e greu să-ți găsești o motivație, cu toate că știi care e motivația ta. Dar când auzi liniștea aia așa, nu prea îți place. Da. Și nici nu se știe când se vor da drumul. Sperăm cu siguranță anul acesta, doar că se va da drumul unei părți, 50%, 30%, nu știu nici eu. Oricât ar fi, 10%, 30%, 5%, pentru noi e binevenit, pentru că chiar ne susține. Și din cauza asta, probabil, au fost meciurile pe care le-am pierdut, am făcut egaluri la începutul campionatului și sunt convinsă că dacă aveam galeria lângă noi, nu se întâmpla lucrul acesta și eram mai sus în clasament. Cum a fost pentru tine în pandemie?
cât de grea a fost această perioadă? Sincer, pentru mine a fost un lucru cât de cât folositor, pentru că am reușit să-mi revin fizic. M-am odihnit foarte tare. Cât am putut eu de mult, am profitat să mă odihnesc. Cu antrenamentele am avut noroc că am avut spațiu unde să le desfășor, am avut un aer liber și normal, cel mai omni au lisit meciurile și antrenamentele cu mingea, pentru că nu aveam posibilitate să fac cu mingea niciunde. Toate sălirele au închise și nu aveam ce să fac. Și asta mi-a lipsit cel mai mult, mingea. Vă antrenați și voi pe Skype, pe Zoom? Că am văzut că la cluburile de fotbal așa a fost pentru o perioadă. Noi ne filmam. În momentul în care aveam un antrenament, ne dădea antrenorul, preparatorul fizic pe grup, ne scria ce avem de făcut, ne arăta exercițiile pe care trebuie să le facem, iar noi ne filmam în momentul în care le facem și le trimiteam. Te-a schimbat în vreun fel faptul că a apărut acest virus? Nu m-a schimbat în vreun fel, pentru că, nu știu cum să spun, sunt un pic poate mai protectivă cu mine, atâta tot, dar în rest nu m-a schimbat cu nimic. În luna septembrie 2020, după aproape 6 luni de la încheierea bruscă a campionatului, voi ați disputat primele meciuri oficiale în cadrul Final Four-ului Cupei României. După foarte mulți ani care Rapidul nu a mai fost acolo, la sala polivalentă, da. Fără public, bineînțeles. Normal. Din păcate, nu ați câștigat semifinala, nici semifinala cu SCM Râmnicu Vâlcea, nici finala mică cu CSM Gloria Buzău. Cum a fost să joci un meci oficial după atâta timp în care nu s-a mai întâmplat asta? Cred că s-a văzut că toate am avut acea poftă de joc, mai ales în primul meci cu Vâlcea. Doar că în al doilea meci cu Buzău nu știu ce s-a întâmplat, pentru că probabil a intervenit oboseala aceea și nu mai era obișnuința pe care o aveam înainte să jucăm atâtea meciuri. Și îmi pare nespus de rău că nu am putut aduce o medalie în palmaresul Rapidului, dar sperăm că pe viitor să facem acest lucru. A urmat după aceea o nouă pauză de câteva săptămâni, iar campionatul a început în perioada 14-15 octombrie sub forma unui turneu. O perioadă cu rezultate nu foarte bune. Știu că ați avut niște meciuri egale, da. Ați avut și niște înfrângeri. Cum au decurs atunci antrenamentele? Pe vremea aceea era Carmena Mariei. Da, Carmena Mariei. Cum vă motiva ea atunci în perioada aceea? Când ați început turneul. Dânsa mereu a știut să ne motiveze și ne-a dat încredere în noi și ne-a arătat că putem face multe lucruri. Doar că în perioada aceea eu zic că din cauza presiunii pe care noi am pus-o pe umerii noștri, din cauza asta nu am reușit să aducem punctele de care aveam nevoie. M-am făcut un egal, am luat bătaie la un gol, numai la un gol am luat bătaie și a fost foarte dezamăgitor și foarte frustrant când știi că poți să fii acolo și la final nu e decât maxim un punct. E foarte frustrant. Ați avut și voi probleme cu virusul? Au fost colegii care au avut? Da, am avut colegii care au avut virusul. Normal, în perioada aceea când a fost, nu aveam antrenamente. Au fost și când am avut meci. Au rămas acasă. Și spre norocul meu, pot să spun, eu încă n-am avut virusul și am stat lângă ele. Că așa a fost să fie, când noi eram la antrenamente și a doua zi ne trezeam că sunt pozitive. Da, da. Și nouă ne făceam ca un test să vedem dacă suntem pozitive sau negative și am avut norocul să scap până acum. Acum aveți un nou antrenor. De pe data de 5 noiembrie este un antrenor spaniol. Da. Carlos Viver. Da. Și secundul care este tot spaniol, David Ginesta Montes, care i-au înlocuit pe Carmena Mariei și Constantin Frâncu. Cum ți se pare ție noul antrenor? Dânsul a venit cu o mentalitate foarte bună și știa foarte bine situația în care ne aflăm. Știa că am avut meciurile acelea pe care le-am pierdut și am făcut egal și știa că suntem frustrate pentru că am muncit. Iar dânsul ne-a arătat că Rapidul poate să aibă și altă față. Poate să gândească și în alt mod, poate să arate că poate să facă mai mult. Cum vă înțelegeți cu el? Având în vedere că el vorbește spaniolă, poate știți și voi cumva spaniolă, că este un pic mai ușor de... Da, fiind
limba latină, din cauza asta ne înțelegem destul de bine. Eu am avut noroc și mai multe jucători au avut noroc când ne-am uitat, când eram mici, ne-am uitat la telenovele. Că na, da, așa se întâmplă la femei când, când crești. 2021 aveți 3 victorii consecutive și un egal. Egalul făcut exact acum câteva zile cu Gloria Buzău, no, scor pierdut la un 24-25, gol. Exact, la un gol. Nu, no, e, cum am și spus, e foarte, foarte frustrant, pentru că știi că tragi tot meciul și chiar ne-am mișcat bine. Și nu s-a întâmplat să vină punctele la noi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne demoralizeze. Am avut normal câteva zile în care ne-am tot gândit la acest rezultat și ne-am tot gândit unde am greșit și ce puteam face mai mult, dar este în zadar, pentru că nu. Ce a fost, a fost. Ne gândim la următorul meci, la următoarele meciuri și tratăm totul ca pe niște finale. Toate meciurile ca pe niște finale. Având în vedere că în prima parte a Ligii Florilor nu ați avut rezultate foarte, foarte bune, iar acum aveți, după cum am spus, aveți 3 victorii și un egal, jumătate de egal, da, dacă vrei, da, să exact, spui, da, așa. Da. Cum ați reușit să vă ridicați? Ce este diferit acum? Păi a fost important că am avut pauza în decembrie. A fost o lună, pauză, doar cu antrenamente. Eu cu un coșcător am fost la campionatul european. Da, am venit de acolo cu un moral destul de scăzut. Iar când am venit la fete, la echipă, parcă a fost altfel. A reușit să ne ridice un pic moralul și să vedem că avem pentru ce să luptăm. Care e atmosfera acum de la echipă, cum sunteți voi, la antrenamente, în vestiar? Atmosfera este bună, pentru că toate fetele sunt deschise la orice tip de antrenament și la orice discuție și noi facem tot posibilul ca să mergem cât de bine putem mai departe. Cum decurg antrenamentele? Ce program aveți voi, așa, în fiecare zi? Păi, de obicei, dimineața avem sală de forță, mergem acasă, ne facem programul nostru, tabieturile noastre, iar după amiază la antrenament, în mare parte facem tactic, pentru că asta ne lipsește cel mai mult. Am făcut și antrenamentele de fizic în vară, am alergat destul și în pandemie, normal, cum a stat acasă, iar partea cu mingea ne-a lipsit și încă ne lipsește din cauza, cum se vede, din cauza rezultatelor. Sunt momente la antrenament în care facem lucruri foarte bune și la meciuri nu înțelegem de ce nu ne iese atât de bine. Dar asta rămâne de văzut. Probabil și presiunea meciurilor oficiale. Da, ne-a zis, cum ai spus de domnul Carlos, ne-a zis înainte de meci, presiunea nu e pe voi, trebuie să vă dați la o parte, presiunea e pe ele. Într-adevăr, a fost presiune, da, pe ele, dar fără să-ți dai seama, pui presiune și pe tine. Eu zic că sunteți într-o linie destul de ascendentă. Cum veți reuși să vă mențineți așa? Ne-am menținut și până acum cu antrenamente. Cu antrenamentele tactice, în primul rând, pentru că asta ne lipsește și ne ajută cel mai mult. Cu cine te înțelegi cel mai bine de la echipă? Nu pot să spun că am o jucătoare anume, pentru că cu toate mă înțeleg bine. Nu, niciodată n-am avut probleme, nicio echipă cu jucătoarele. Mereu mi-a plăcut să fiu deschisă la orice, să vorbesc cu toată lumea, dacă am o părere să-mi o spun, deci nu am o jucătoare preferată. Ai spus mai devreme că ai fost la campionatul european de handbal cu echipa națională, care a avut loc între 3 și 20 decembrie în Danemarca, unde ați avut, din păcate, 5 înfrângeri și o victorie și ați terminat competiția pe locul 12. Cum a fost să faci parte din lotul național într-un campionat european de handbal? Am mai făcut odată parte dintr-un național de senioare, doar că în momentul acela nu am jucat, am fost în tribună. Acum pentru mine a fost destul de important că nu mai sunt în tribună, sunt pe bancă și în teren. Și am încercat să demonstrez că locul meu este acolo și că pot să ajung naționala cât de mult pot eu. Normal că antrenorul nu avea încredere maximă în jucătoarele noi aduse, pentru că a jucat cu majoritatea jucătoarelor care erau înainte la națională. Însă, ușor, ușor, de la meci la meci, a văzut că pot să fac față și m-am băgat în teren. Cu ce lucruri pozitive ai plecat tu de acolo? Lucruri pozitive? Am plecat cu... Adică, poate să te l-aștept, ai văzut că am jucat extremă. Da.
Chiar voiam să te întreb cum te-ai simțit pe acest post. Da, am fost nevoită să joc extremă, pentru că când am ajuns acolo, extrema care era Laura Moisă, a avut COVID. Și normal a fost trimisă în carantină și am rămas decât cu extrema dreaptă. Iar în al doilea meci nu a avut altă soluție decât să mă bagi extremă dreaptă. Și am zis acum ce o fi. Eu ori pe mine, oriunde mă pui în teren, eu acolo joc. Deci eu nu am niciun fel de problemă că n-aș avea de ce să am. Ți-a fost greu? Normal că mi-a fost greu, dar automat ce știu că pot să ajut echipa, o fac. Indiferent de postul pe care îl joc. Urmează turneul preolimpic acum între 19 și 21 martie, unde veți juca în Muntenegru. Și aici vă jucați șansa de a ajunge la Jocurile Olimpice. Tu ai participat la acțiunea din 23-27 februarie cu echipa națională, alături de colega ta Eliza Buceschi. Da. Cât de important este pentru tine să te califici alături de echipa națională la Jocurile Olimpice? Cred că pentru fiecare sportiv ăsta ar trebui să fie un vis. Și eu vreau să mi-l împlinesc. Normal că îmi doresc din tot sufletul să ajung la Jocurile Olimpice, cum am spus, ca orice fel de sportiv. O să dau tot ce am eu mai bun și nu o să țin cont de absolut nimic. Îmi doresc să ajung acolo și voi face tot posibilul să ajung acolo. Aveți meciuri destul de grele. Sunteți în aceeași grupă cu Norvegia și Muntenegru. Și Muntenegru. Echipe foarte bune. Cum le vei gestiona? Cum vezi tu partidele astea? O să încercăm să nu ne punem presiune cum facem la echipele de club, normal. Și ne-am pregătit destul de bine această perioadă, acum în zilele de săptămâna trecută. Și ne-a dat încredere că putem să batem și să ajungem acolo. Știu că antrenorul Adi Vasile a fost depistat pozitiv. Și nu a fost alături de voi. Și a condus antrenamentele prin conferințe video. Dar cum a fost? A fost interesant, pentru că n-am făcut asta. Și, da, sincer, nu a fost. E ca și cum ar fi fost acolo. Pentru că erau boxele. Dacă voia să zică ceva decât te întorceai, îl vedeai pe monitor. Deci nu a fost foarte, foarte ciudat. A fost ok. A fost alături de voi antrenorul secund, nu? Ben Dal, dacă nu înșel. Da. Cum vă înțelegeți cu el? Cum au fost zilele astea cu el? Zilele cu el au fost plăcute. E un om foarte pozitiv și foarte plin de viață. Și la fiecare ședință, când avem videourile, ne punea la final cât un video motivațional, cât un video amuzant. De exemplu, cum a fost vineri, ne-a pus un video cu un om care făcea tot felul de scamatorii că e vineri. Și a fost ok. Deci ești pozitivă. Da. În gândire. În gândire pentru următoarea perioadă. Ok. Ce îți place ție să faci înainte de un meci oficial? Ce te ajută să te concentrezi? Muzica. Înainte de fiecare meci, îmi pun căștile în urechi sau dacă în cazul acesta, acum suntem, că mergem direct la sală și nu mai avem timp în vestiar să ne facem noi ce făceam înainte. Acum, când înainte să mă duc la meci, îmi pun în cameră sau acasă boxele și ascult muzică. Ai emoții înaintea unui meci? Cât de mari sunt acestea? Întotdeauna. Cum reușești să treci peste ele? Nu știu cum să le mai stăpânesc. Deci înaintea oricărui meci, oricum cred că se vede pe mine și multul mi-a spus că așa de timorată arăt și așa de speriată, dar așa sunt tot timpul înainte de fiecare, indiferent că e amical, că e oficial, așa sunt eu și încerc cât de mult pot să mi le stăpânesc, dar e foarte greu. Uite, am o întrebare pentru tine lăsată de un suporter pe pagina noastră de Facebook. În 2023 vă gândiți la titlul de campion? Andrei Dan a întrebat asta. Normal că ne gândim la titlul de campion și sperăm să ajungem acolo. E un lung parcurs de făcut și normal cu jucătoarele care o să vină din vară sperăm să ne ajute și sperăm să ne integrăm cât mai repede cu ele, pentru că anul acesta, din câte s-a văzut cum au venit jucătoarele, noi nu ne-am format atât de rapid ca echipă, însă acum începem să arătăm mai echipă, ceea ce este important și sperăm să ne menținem așa.
Iar într-un an, doi, sunt sigură că o să evoluăm mai mult și o să ajungem acolo. Acum am câteva întrebări pentru tine, un pic mai diferite, care nu se referă neapărat la sport. Trei calități și trei defecte. Hai de capul meu. Trei calități. Sunt o persoană bună. Asta nu știu dacă e calitate sau defect. Pentru că uneori... Depinde, da. Depinde da. De situații. Atunci când un om îmi cere ajutorul, eu, indiferent că pot sau nu pot, eu zic că da. Adică la mine nu contează dacă nu pot, eu zic da, pot. Acum cum o să fac eu? O să vedem. Sunt o persoană răbdătoare. Foarte important asta. Da. Și sunt o persoană disciplinată. În orice ține de viața mea. Iar defecte... Uneori nu am atât de mult încredere în mine pe cât ar trebui să am. Mă precipit foarte repede într-o situație de criză și încerc să îmi trag sufletul și să zic ușor că trebuie să găsesc soluții. Și încă una, uneori sunt cam fricoasă și nu știu de ce, dar sunt cam fricoasă, nu? Dar reușești să depășești până la urmă, da. Doar că e chestia înainte, știu și eu am aceleași probleme, dar reușim până la urmă. Ce îți place să faci în timpul liber? Să mă plimb. Îmi place să mă plimb, îmi place să vizitez tot felul de orașe, îmi place să mă duc la munte, îmi place să mă duc la mare, pentru că știu că nu am timpul necesar când vreau și de fiecare dată când mi se oferă ocazia, o fac. Care este locul tău preferat din București? Dacă ai un loc preferat? Nu cred că am un loc preferat, că nu am reușit să fac un loc preferat în București. Mă plimb peste tot. Atunci, în primul rând, îmi place să mă plimb în parcuri. Uh-huh. Îmi plac foarte mult parcurile mari, cum ar fi parcul din Herăstrău, parcul Tineretului. Sunt două din locurile mele preferate din București. Și un loc preferat din România, un oraș? Sau? Cluj. Cluj. Da, a rămas orașul meu de suflet și cred că așa o să rămână tot timpul. Să ieși cu prietenii în oraș sau să te uiți la un film acasă? Să ieși cu prietenii în oraș. Clar. Cântărețul preferat? Nu am. Deci acum mi-ai pus o întrebare din nou. Chiar nu am. Stai, mă gândesc. Probabil Delia. Să zic că îmi place foarte mult de ea. Îmi place atitudinea ei și melodiile pe care le scoate. Da, probabil Delia. Și o melodie preferată care o asculți acum în continuu? Că știi așa se întâmplă de obicei când îți place o melodie, o asculți până acum nu mai poți. Nu am o melodie care îmi place continuu, că n-am avut timp să ascult în continuu melodie, deci nu-mi vine nimic în minte. Ascult cam orice gen de muzică și nu am probleme de genul. Ce îți place să mănânci? De toate. Nu sunt o persoană care face nazuri la mâncare, deci mie orice îmi dai aia mănânc. Da, cred că cel mai mult plac cartofi prăjiți. E un păcat, da. N-am ce să fac. Acum o întrebare la care sunt eu curioasă. Ai voie să mănânci orice sau nu? Ai voie să mănânci orice, doar că nu trebuie să mănânci orice. Deci atâta timp cât tu ești bine pe teren, treaba ta ce faci în timpul liber, cât mănânci și ce mănânci. Filmul preferat? Sau serialul, depinde la ce te uiți tu. În momentul de față mă uit la New Amsterdam. Doar că serialul preferat e Blacklist. Nu știu dacă știi, dar... Da, știu. Știu. Bănuiesc că petreci timp și pe social media. Da, petrec. Ce alegi? Facebook sau Instagram? Instagram, clar. Deci Facebook-ul, deja am venit să-l scot. Nu mai îmi place deloc. Prea multă vorbăraie. TikTok? Eu mai am făcut TikTok-uri în pandemie. Asta deci, e. Asta pe oricine cred cont? Că a încercat. Da, am cont. Da, sincer, nu știu numele acum, ca să ți-l spun. Ai un animal de companie? Sau am avut, însă am fost nevoită să las mătușii mele. Este un labrador și se cheamă Hugo. Drăguț. Și nu mai pot de dragul lui. Când am ocazia să mă duc să-l văd, mă duc. Anotimpul preferat? Primăvara spre vara. Fotbal sau tenis? Fotbal. Fotbal? Că tot veni vorba de fotbal. Reușești să te uiți la meciurile Rapidului din Liga a doua? Nu prea am reușit, sincer, să mă uit, doar o să încerc să fac asta. O să mă interesez mai mult de program. Care este motoul după care te ghidezi tu în viață?
Am avut multe motori în viață pe care m-am ghidat și în momentul de față sunt risc și câștigi. Pe asta merg. Ce îți place ție să cumperi cel mai mult? Make-up, haine, nu știu. Încălțăminte. Încălțăminte. Încălțăminte, da. Uh-huh. Am o întreagă colecție și un mare dulap unde nu știu unde mai intră. Bun. Înainte să încheiem, am o surpriză pentru tine, făcută de colegii mei de la Rapid. Un tricou de suporter. Opa. Imediat. Să-l arăt ca să se vadă. Laura 29. Da, exact. Ce drăguț. Cred că e prima dată când ne-au numere Laura pe spate. Uite. Și nu e Popa. Deci da, da, mulțumesc, da, da, mult. Așa că te așteptăm atunci când se vor da drumul suporterilor. Cea mai mare plăcere, poate să fie și cald afară ca, da, să poți să-l port. Da, te așteptăm la meci cu mare drag. Cum te-ai simțit la noi? Foarte bine, o să mai vin. Mă așteptam să fiu un pic mai restrânsă în a vorbi, dar m-am simțit foarte bine. A fost foarte ok. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat mulțumesc invitația și eu, noastră. Mulțumesc și eu că m-ați chemat și mulțumesc că sunt apreciată. Chiar te mai așteptăm. Da. Te apreciem cu toții. Ai să le dai un mesaj sau să le spui un mesaj suporterilor? Nu m-am gândit la un mesaj, doar că întotdeauna există un mesaj pentru ei și vreau să le spun că le mulțumesc din tot sufletul că ne susțin de acasă și îmi pare foarte rău că nu poate să fie mai aproape de noi. Iar noi încercăm să vă facem cât putem noi de mândri. Ok. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi și vă doresc o primăvară frumoasă, la sfârșitul căreia să ne bucurăm cu toții, bineînțeles. Noi ne revedem lunea viitoare de la 19:23. Hai rapid! Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să învingem în fiecare zi. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inimă. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili, hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet, împreună suntem super!